bun găsit! Liber la alegeri parlamentare anticipate, președintele Maia Sandu a anunțat în această seară că a semnat decretul de dizolvare a Parlamentului și că a stabilit data scrutinului anticipat pentru 11 iulie. Potrivit legii, guvernul trebuie să aloce bani pentru organizarea alegerilor. Însă pentru asta e nevoie de rectificare bugetară, care trebuie aprobată în Parlament cu avizul unui executiv cu puteri depline și nu interimar, cum este guvernul Ciocoi. Anterior, într-un briefing de presă, socialiștii ceruseră șefului statului să cheme la discuții fracțiunile parlamentare pentru a stabili împreună data dizolvării legislativului după aprobarea fondurilor pentru alegeri. Președintele Parlamentului, Zinaida Greceanăi, a convocat o ședință de lucru cu reprezentanții guvernului interimar pentru a discuta despre situația creată. E vorba de faptul că, prin anularea stării de urgență, devin nule măsurile de susținere socială a populației, precum subvenționarea facturilor la energie electrică și reducerea TVA pentru sectorul Horeca de la 12 la 6%. Am deschis scala pentru ca cetățenii să poată să-și aleagă un parlament nou care să servească interesele țării și ale oamenilor. Puterea este acum în mâinile poporului. Puterea este în mâinile dumneavoastră. Am încredere că cetățenii noștri vor alege calea corectă spre crearea unui stat dezvoltat și democratic. Data alegerilor noului Parlament se stabilește pentru 11 iulie 2021. Trebuie să punem cât mai repede punct haosului în care ne ține Parlamentul care pleacă.